Nou înființată asociație Club Sportiv Dunărea-Giurgiu va fi sprijinită financiar de administrația locală. Joi, consilierii locale au aprobat un proiect de hotărâre prin care, în următoarele luni, vor fi virați în contul ACSM Dunărea 200.000 de lei. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor din perioada iulie-decembrie 2013, reprezentând echipament sportiv, transport, taxe pentru înscrierea în campionate, salarii, indemnizații pentru efort, arbitraj și asistență medicală. În acest moment, la Clubul Giurgiu activează 11 echipe de juniori și 2 de seniori. Sporturile reprezentate fiind fotbalul, handbalul, tenisul de masă și atletismul. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și o abținere, iar în urma unor discuții aprinse privind proveniența sportivilor și salariile considerate prea mari pentru oficialii și staful clubului, au fost numiți trei consilieri care să supervizeze activitatea clubului.